la felul principal în marea finală la cuțite. Urmează o degustare care va aduce alte puncte fiecărui pretendent la marele titlu. Suntem tot mai aproape. Main course-ul meu cred că e combinația perfectă pentru a-i cuceri pe jurați. Bun, și pun eu prima. Îmi doresc din suflet să aprecieze gustul și plating-ul pentru că este unul muncit. Fac teste noi. Habar nu mai zic de aici. Păi nu știu, unde vreți? Hai să ne punem lângă Andrei. Am făcut totul pe fine dining, micuț, elegant, texturi, culoare, contrast, munti. Hei, aplauze, băieții! Bine, băieți! Soce! Să win! Soce! Să win! Soce! Să win! Hai, tată! Bine, mă! Soce, Andrei! Avem măduvă. O, îmi place măduvă. Mușuleț de miel, e asta clar. Black cod. Wow. Cod al Munti. Cod al Munti. Ăla este un orez, este un orez, da. Șnițel de orez. O crochetă, bă, nu șnițel de orez. Pardon. Doar tu faci șnițel din foie gras. Da. Se rupe sos cu sos, este un black cod gătit perfect. Orezul ăla prăjit. Partea de crocantețe care îți trebuie în momentul în care vei o îmbucătură perfectă. Eu aș prefera poate încă o lingură de sos în plus în farfurie. Eu zic ce n-aș fi pus în viața mea în farfurie asta. N-aș fi pus ciuperca. De ce nu știu, e problema din cap, ciuperca tot. O farfurie foarte gustoasă, nimic spectaculos în farfurie. Senzație. Bun, băi. Dar este doar gustul nostru. Sunt 11 șefi, alte gusturi, alte viziuni asupra mâncării. Baby, pak choi, shiitake, rice, pudding, toate alea, mamă, tare, bravo. Da, dar ăsta e stesles. Rice pudding. Sosul un pic prea mult redus, dar s-a combinat foarte bine cu crocheta din orez. Even the mayo, it is coming very nice on the side. La o marinată de pește așa de bună, le pui un sos roz lângă. Eu spun totdeauna că noi mâncăm și cu ochii, dar în primul rând cu gura, da? Mulțumesc! Trecem la următoarea farfurie. Asta e farfuria lui Andrei. Andrei. Arată senzațională farfuria. Aceleași garnituri, dar n-am o problemă. Da, aceleași chestiune. Farfuria lui Andrei mi se pare o alegere inteligentă de gust și textură. Mamă, uite-te și tu cum e asta, zici că e unt. Mușchiulețul de miel, care e senzațional de bine gătit, are o culoare perfectă, rozalie. Se tăia cu furculița, se topea sub furculiță. După cum știu eu pe Siboc, o să guste orice de toate singure, așa? Da, separată, da. Așa facem. Morcovi plictisitori. Ca de obicei, Andrei gătește bine, corect, frumos, gustos. E uscat ca... Al meu e super bine făcut. E fraged, al meu, nu e uscat. Tehnica de gătire a mușchiulețului de miel, foarte corectă. Legumele gătite perfect, a fost morcovul gătit perfect, la fel cartoful, sosurile din farfurie foarte corecte. Now with which sauce we're gonna have to eat this one? Let's hope they are connected. Pun mușchiulețul de miel. Dar prea multe sosuri, un sos puternic, un sos oar, mazărea, un piure foarte puțin acolo. Sorry. Și trecem la ultima farfurie. Thank you.
Hai să vedem mușchiul de vită cu... Ia zi-mi, oasele mișto, chestia asta cu oase îmi place. Să aduci în finală un os cu măduvă, ai nevoie de curaj. Dar să știi că aici cred că se simțea nevoia de ceva, nu știu. Sare peste măduvă mai trebuia ca lumea. Sosulețul ăla nu era atât de acrișor și atât de sărat pe cât avea măduva nevoie. Mușchiul de vită e gătit foarte bine. Un sos de foie gras fabulos. Mi se pare că e puțin. Eu mizez aici pe faptul că nu se mănânce, nu se mănânce sor în farfurie și atunci... Dacă e bun, mănâncă tot. Foarte mișto, farfuria. E lipsit un pic, un pic de sare pe oase. În rest, de Doamne ajută. Hai, cum să dai greș cu bițelul ăsta. Cam accentuat și schimbat puțin gustul la celorlalte ingrediente de farfurie, pătrunjelul acela cu brunoase roșii. Dar foarte bun și, și mușchiul de vită. Îmi place, nu știu, are un... Are un gust puternic de ceva. Ai trufe. Nu de la trufe. Ai piure de păstârnac. S-a potrivit perfect salsa de pătrunjel cu măduva. Mușchiul de vită a fost gătit perfect. S-a potrivit cu pireul de păstârnac, cu influența ție de trufă. A fost perfect.